Bine ai venit, Moș Crăciun! De când te așteaptă copiii? Ia uite-i ce frumos sunt! Of, da bătrân mai ești, moșule! Pentru a ajunge la copiii cadrelor de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Gorj, Moș Crăciun a fost recuperat de pompieri cu mașina de intervenție de pe drum. Moșul a ascultat poezii și cântece spuse de cei mici, pe care i-a răsplătit cu câte o plasă de cadouri. Moș Crăciun, cuplete talbe, a sosit de plină meți și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moșul a adus în sacul său peste 80 de plase cu cadouri. Cât ar fi iarna de grea, chiar dacă vine tocmai din Laponia, an de an, Moș Crăciun trece pe la Isu Gorj. A fost greu drumul? Foarte! A rămas împotmolit și de aceea am apelat să vină cu mașina să mă ia din zăpadă. A intrat în tradiție ca în fiecare an Moș Crăciun să poposească și la copiii cadrelor militare de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Gorj. Și în acest an Moșul a venit cu daruri pentru aproximativ 80 de copii. După ce a trecut pe la copiii cadrelor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Moș Crăciun nu a uitat nici de cei de la Inspectoratul Județean de Jandarmi, unde de asemenea a ascultat poezii spuse de copiii pe care apoi i-a răsplătit oferindu-le cadouri.